Bună ziua și Hristos a înviat, rog întreaga asistență să ne ridicăm pentru intonarea imnului național al României. Bună ziua! În conformitate cu prevederea articolului 133 aliniatul 2, coroborat cu articolul 134 aliniatul 1 litera B, aliniatul 4 și aliniatul 5 și prevederea ordonanței de urgență 57 din articolul 135, a fost convocat Consiliul Local în ședință extraordinară prin convocarea 133-244 din 11-5-2021, făcută la solicitarea unui număr de 10 consilieri locali. În sală sunt prezenți un număr de 20 de consilieri, ședința putându-și începe lucrările. Înainte de a începe lucrările, în conformitate cu articolul 140 aliniatul 3 din ordonanța 57/2019 privind codul administrativ, am obligația de a vă face comunicarea, o să vă comun și pe mail la fiecare, de a vă comunica că am refuzat contrasemnarea hotărârii de Consiliu Local 115 din 28-4-2021 privind acordarea unor facilități fiscale în sensul anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31-3-2021. Astfel, în conformitate cu prevederea ordonanței de urgență 69 din 14-5-2020 și în conformitate cu ordonanța de urgență 19 din 25-3-2021 privind unele măsuri fiscale, se instituie un cadru legal general prin Ordonanța 69 de acordare a unor facilități fiscale atât pentru persoane juridice cât și pentru persoane fizice în sensul scutirii de la plata majorării de întârziere. În capitolul 2, anularea unor obligații accesorii, articolul 8, se precizează. În sensul prezentului capitol, prin obligații bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, se înțelege. Obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la data 31 decembrie 2020, inclusiv. În articolul 17 se prevede anularea accesoriilor în cazul obligațiilor restante la 31 martie 2020, datorate bugetului local cu precizarea că aplicarea este opțională, și se face printr-o procedură aprobată de hotărârea de Consiliul Local. Conform Ordonanței 69/2020, termenul de depunere a cererilor de scutiri de majorări a fost 15 decembrie 2020. Prin Ordonanța de Urgență 19 din 25-3-2021, nu s-a modificat termenul de 31 martie 2020. Termen până la care sunt calculate majorările de întârziere aferent obligațiilor restante ce urmează a fi scutite, ci doar se prelungește termenul de depunere a cererilor de anulare a accesoriilor până la data de 31-1-2022, precum și unele modificări la procedura de acordare. În timpul ședinței s-a procedat la un amendament de înlocuire de îndreptare de eroare materială, prin care a fost înlocuit termenul de 31-3-2020 cu 31-3-2021, înlocuire care s-a făcut general ca urmare a unor discuții din Consiliul Local și consider că a fost o eroare de înțelegere atât a textului de lege cât și a situației de fapt. Acest amendament a fost propus eronat,
și votat tot eronat, deoarece ordonanța de urgență 19/2021 ce modifică ordonanța de urgență 69/2020 nu modifică termenul de 31/3/2020, ci doar termenul de depunere a cererilor privind anularea majorărilor de întârziere de la 15/12/2020 la data de 31/1/2020. În aceste condiții, din motivele enunțate mai sus, hotărârea 115/2021 nu a fost contrasemnată. Vă mulțumesc mult. Dau cuvântul președintelui de ședință. Următoarea ședință vom veni cu un proiect de hotărâre prin care vom revoca hotărârea și vom face cu datele corecte. Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea. Dar în același timp vreau să vă spun că nimeni nu dă cuvântul la nimeni. Cine ia cuvântul să vorbească el, n-are voie. Și a doua chestiune, președintele de ședințe conform codului administrativ dă cuvântul și ia cuvântul. Ca să nu mai spunem că iau cuvântul, dar dau cuvântul colegul sau cedez cuvântul. Fiecare poate ridica mâna și eu îi voi da cuvântul la toată lumea. Dau cuvântul acum domnului consilier Candet pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței. Colegi, bună ziua și Hristos a înviat tuturor! Proiectul de pe ordinea de zi este unul singur astăzi, sau mai bine zis, ordinea de zi cuprinde un singur proiect, și anume organizarea apărării în procesul 1148/110/2021, intentat de către prefectul județului Bacău, în vederea anulării hotărârii Consiliului Local 111, care a fost adoptată de către noi, cu privire la bugetul municipiului Bacău și a strategiei, etc., etc., nu mai rețin cu amănunte. Acum, acest proiect pe care eu vi-l prezint dumneavoastră vizează desemnarea... Nu. Deci, ordinea de zi este formată dintr-un singur proiect, da, iertați-mă că... Și așa, și acest proiect este inițiat de către cei 10 consilieri, Laur Șova Câțu, Ioana Raluca Dinu, Laurențiu Nicolae Chiciu, Dan Gabriel Bitire, Gigi Candet, Eusebiu Diaconu, Gheorghe Huluță, Romică Botoi, Cătălin Mihai Munteanu, Cristinel Manolache. Bineînțeles că proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Economică. Și este transmis spre avizare comisiilor de specializare, ceea ce s-a făcut la 1, 2, 3, 4, 5, ceea ce s-a făcut astăzi. Domnul secretar general, aveți cuvântul. Supunem la vot ordinea de zi așa cum a fost prezentată de domnul consilier Candel. Cine este pentru? Este cineva împotriva? Se abține cineva? Deci avem 12 voturi pentru, diferența abțineri, 8 abțineri, 8, și ordinea de zi a fost aprobată. Întrebăm, domnii consilieri, dacă există vreo situație de conflict de interes sau de incompatibilitate în legătură cu proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi. Rugăm pe domnii consilieri aflați în această situație să anunțe. Nu există astfel de situații, dau cuvântul domnului președinte de ședință. În discuție în această ședință. Cine este pentru? Secret. Scuze. Secret. Cine este pentru? Toată lumea. Da. Cine este împotrivă? Abține. Cine se abține? La fel. 12 voturi pentru, 8 abțineri. Domnul secretar, aveți cuvântul. Facem precizarea că există rapoarte compartimentelor de resort pentru acest proiect de hotărâre.
Supun discuției punctul... La economic, avizul este, raportul este negativ, la juridic este pozitiv, favorabil. Favorabil. Mai întrebăm la celelalte comisii? Nu. Da. Domnul Candet, vă rog să prezentați punctul de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc, domnul președinte. Și expunerea de motive, bineînțeles. Stimați colegi, proiectul de hotărâre vizează modalitatea prin care Consiliul Local Bacău va împuternici un mandatar în vederea contractării serviciilor de asistență juridică cu un avocat, în vederea reprezentării intereselor proprii în dosarul numărul 1148/110/2021, înregistrat pe rolul Tribunalului Bacău, secția a doua de contencios administrativ și fiscal. Astfel, având în vedere expunerea de motive înaintată de către consilierii pe care tocmai a citit domnul Huluță, înregistrată sub numărul 133.496 din 11.05.2021, prin care se propune desemnarea unui mandatar al Consiliului Local Bacău, care să procedeze la contractarea serviciilor de asistență juridică cu un avocat, care să apere interesele Consiliului Bacău în dosarul mai înainte arătat, raportul Direcției Juridice și Administrației Locale, înregistrat cu numărul 133.500 pe 1 pe 11.05.2021, prevederile articolului 134 aliniatul 4 din Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, prin care se reglementează că la propunerea unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție poate fi convocată de îndată o ședință a Consiliului Local, prevederile articolului 89 Cod de Procedură Civilă în sensul că părțile pot să exercite drepturile procedurale personal sau prin reprezentant, hotărăște. Articolul 1. Se desemnează ca mandatar al Consiliului Local o persoană dintre noi care să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Bacău în dosarul mai înainte arătat, aflat pe rolul Tribunalului Bacău, secția mai înainte amintit. Articolul 2. Domnul consilier local mandatat de către noi, în calitate de mandatar al nostru, va semna toate actele procedurale care se emit în numele și pe seama mandantului. În temeiul prezentei hotărâri, mandatarul Consiliului Local Bacău poate proceda la contractarea serviciilor de asistență juridică cu un avocat care să reprezinte interesele Consiliului Local Bacău în dosarul 1148/110/2021. În această calitate va semna contract de asistență juridică, delegație avocațială și orice alt act de procedură necesar în cauză. Comunicarea actelor de procedură se va face la o adresă care să fie convenită de noi prin hotărâre astăzi. Articolul 4. Prin grija secretarului general al municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termenul legal instituției prefectului județului Bacău pentru verificarea legalității. Semnatari sunt cei pe care i-a enunțat domnul Huluță mai devreme. Vă mulțumesc. Avizul. Este condițiile articolului 136 alineatul 8. Domnul Ștefan Daniel la comisie. Avizul la comisia. Domnul Crețu. Favorabil. Domnul Munteanu. Favorabil. Doamna Dinu. Favorabil. Domnul Chiciu. Nefavorabil. Nefavorabil. Discuții asupra proiectului, dacă sunt. Domnul Chirilescu, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. În ședința de comisie, deși eram aproape singur la momentul convocării, am formulat un amendament. Dacă îmi permiteți, aș vrea să-i dau citire și să-l putem discuta. Acesta este formulat în felul următor. Se adaugă articolul 5 cu următoarea formulare. Secretarul Municipiului Bacău, precum și toate compartimentele de specialitate, vor pune la dispoziția mandatarului toate documentele solicitate în vederea asigurării apărării în termen de maximum 48 de ore de la data solicitării acestuia în formatul solicitat. Acesta este amendamentul. Eu personal nu l-am înțeles. Ok, îl mai citesc încă o dată. Să vorbesc mai aproape de microfon, e mai bine așa?
Ok. Se adaugă articolul 5 cu următoarea formulare. Secretarul municipiului Bacău, precum și toate compartimentele de specialitate, vor pune la dispoziția mandatarului toate documentele solicitate în vederea asigurării apărării în termen de maximum 48 de ore de la solicitarea acestuia în formatul solicitat. Atribuțiile cu secretarului general sunt stabilite prin lege. Atribuțiile nu pot fi majorate sau mișorate, de niciun nu putem adăuga la lege. Dumneavoastră nu puteți da atribuții în sensul ăsta. Este de la sine înțeles, este de la sine înțeles că va fi pusă la dispoziția instanței și dumneavoastră în calitate de consilier local toate documentele necesare formulării apărării. Pentru că aceleași materiale care le vom pune la dispoziția instanței, care instanța deja ne le-a cerut, și tot ce înseamnă și privește acest proiect de hotărâre și hotărâre, respectiv proiectul, avizele, rapoartele de specialitate, procesul verbal al ședinței. Deci au fost deja pregătite. Dacă vreunul dintre dumneavoastră le doriți, vi le punem la dispoziție, dumneavoastră deja le aveți, dar vi le punem încă o dată la dispoziție. Dar a crea atribuții printr-un amendament unor compartimente de specialitate și mai ales secretarul general, care atribuțiile lui sunt prevăzute în lege, nu mi se pare ok. Asta e părerea mea. Stai, scuze, că am o soluție. Asta e părerea mea. Am o soluție, dați-mi voi. Că oricum, atât aparatul de specialitate, cât și secretarul general are obligația de a sta la dispoziția dumneavoastră și a vă pune la dispoziție documentele solicitate. Domnul secretar, amendamentul domnului Chirilescu a fost foarte clar. Că dumneavoastră nu vreți să puneți sau vreți să puneți, eu am să pun la vot amendamentul domnului Chirilescu în formula în care l-a pus. Votează, a trecut, dumneavoastră vă supuneți sau nu vă supuneți acestei hotărâri de Consiliul Local. Eu vă supun la vot amendamentul domnului Chirilescu. Îi dau, păi, la dezbatere amendament ai? Da, domnul Chirilescu. Domnul Ghengheaș, luați cuvântul. Eu am înțeles la domnul secretar că este implicită această obligație de punere la dispoziția documentelor în acest proces. Termen, domnul, că faci dar, o hârtie dar și poți să privești, dai în 30 de zile. Dacă îmi permiteți să-mi duc cuvântarea până la capăt. În ceea ce privește maniera asta dumneavoastră de a supune la vot orice amendament, neluând în calcul specificații de ordin tehnic, să știți că călcați exact pe urmele fostei conduceri a Consiliului Local, ca să zic așa, din ultimele săptămâni, și s-ar putea să intrăm în situații asemănătoare ca cea în care ne aflăm astăzi cu bugetul, de blocaj total pe aceste inițiative. Deci, chiar vă rog, haideți să dăm cuvântul până la capăt aparatului tehnic. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte de ședință, domnule Chirilescu, stimați consilieri, v-aș aminti un alt text de lege, faptul că Consiliul Local și Primăria, adică executivul, nu sunt în relații de subordonare, ci relații de cooperare. Amendamentul, așa cum l-ați formulat dumneavoastră, are implica o relație de subordonare a unor funcționari care sunt în coordonarea directă a primarului față de Consiliul Local. Deci, din punctul ăsta de vedere, pare să fie și o încălcare a legii. Dar reiterez și eu ce a spus și domnul secretar. Aparatul de specialitate din subordinea mea vă stă la dispoziție oricând aveți nevoie de lămuriri. Cel mai bun exemplu este ședința de astăzi. Luni ați trimis scrisoarea că doriți să convocați, două zile mai târziu este convocat, rapoartele de specialitate au fost pregătite și totul pregătit pentru a avea această ședință astăzi. Deci, puteți să faceți, bineînțeles, ce doriți cu amendamentul. Există riscul ca acesta să încalce legea, așa cum v-am expus-o, din principiul de subordonare și cooperare. Domnul Chirilescu, că i-am luat cuvântul. Da, mulțumesc. Îi răspund scurt, domnului primar. Vă rog să vă uitați pe organigrama primăriei, să vedeți că departamentul juridic este și subordinea Consiliului Local. Să vă uitați puțin pe organigrama aia din 2014. Asta unu și doi, ar vrea să răspund domnului Ghingheș. Nu vă faceți probleme că încerc să formulez cât mai tehnic posibil ca să nu fie nicio scăpare. Astfel, voi completa
amendamentul pentru a fi și, în, și pe placul domnului secretar și încheiem cu respectările prevederilor legale în vigoare. Și am încheiat vreau subiect. Să fac o singură apreciere. Vă dau cuvântul. Potrivit, domn secretar, am cerut da, cuvântul adineauri. Da, da, nu a terminat, domnul. Vă dau imediat. Deci aceasta va fi formularea cu încheierea cu respectările prevederilor legale în vigoare. Ca să nu fie nicio interpretare că vă adăugăm sau vă scădem din atribuții. În niciun caz. Așa cum sunt conferite de către codul administrativ, exact așa vor fi și exercitate. Mulțumesc. Domn secretar. Problema e alta, de fapt. Pentru că codul administrativ, așa cum l-ați citit și dumneavoastră, spune foarte clar. Singurul care este obligat să înducă la îndeplinire hotărârile de Consiliul Local nu este nici secretarul, nici aparatul de specialitate, ci e primarul. Iar aparatul de specialitate, eu nu știu pe ce organigramă v-ați uitat dumneavoastră, este numai în subordinea primarului. Deci nu există subordonare a aparatului de specialitate sub Consiliul Local. Consiliul Local, potrivit codului administrativ, este autoritatea deliberativă. Eu aș fi de acord cu un amendament formulat de dumneavoastră în sensul că primarul va duce la îndeplinire prezenta hotărâre și va comunica și compartimentele de specialitate din subordinea primarului va comunica la solicitarea Consiliului sau reprezentantul în termen de 48 de ore. Dar a nominaliza, să spuneți, că secretarul, că cel de la juridic, deci nu este o respectare a legii. Deci, din punctul meu de vedere, cel care, și cum spune codul administrativ, că punctul meu de vedere poate să vă intereseze pe dumneavoastră sau poate să nu vă intereseze, fiecare avem opinia noastră. Potrivit codului administrativ, obligația de a aduce la îndeplinire hotărârile de Consiliul Local este a primarului. Bineînțeles, toate compartimentele din subordinea primarului au obligația să lucreze la dispoziția primarului în vederea îndeplinirii obligațiilor acestuia. Dacă dumneavoastră treceți în hotărârea de Consiliu Local că toate documentele vor fi puse de domnul primar la dispoziția sau vor fi toate documentele solicitate vor fi puse la dispoziția 48 de ore, v-ar respecta acel amendament și ar îndeplini toate condițiile. Dacă ați terminat, domnul Diaconu. Da, domnul președinte, mulțumesc. Eu, din ce înțeleg aici, domnul secretar, Consiliul Local e bun doar să vă promoveze, da, în anumite funcții, să plătească salariile, mări de salarii și așa mai departe. Restul, Consiliul Local nu are voie, nu face nimic. Păi atunci mai aveți nevoie de el și nu mai are rost ședințele astea. Faceți după cum credeți dumneavoastră, după cum crede domnul primar și am terminat. Ce rost mai are? Și nu trebuie să ne mai întâlnim aici. Că văd că ne contrazicem singuri, până la urmă. Ori lucrăm împreună, ori nu. Sau e mai mult politică? Mulțumesc. Păi, nu. Haideți să ne uităm o leacă la atribuțiile Consiliului Local. Domnul secretar, s-a înscris la cuvânt domnul primar. Nu cer scuze, că vreau să dau replica. Da, domnul Diaconu. Aveți perfect dreptate. Dacă nu este o colaborare loială, putem să dăm oricâte hotărâri. În acest spirit, eu susțin ceea ce spune secretar. Hotărârea aceasta, în orice formă ar fi ea, este dusă la îndeplinire de către mine, primar, cu ajutor aparat de specialitate. Acum, dacă vreți să puneți termeni genul ăsta, să forțați niște lucruri, puteți să o faceți. Dar apoi, și partea cealaltă are toate pârghiile. Să ia ora înregistrării la registratură și să trimite răspunsul printr-un curier cu aviz de recepție. Toată ideea este că doriți să vă punem la dispoziție din partea executivului cât mai ușor și rapid aceste documentații. Și eu vă spun, voi face acest lucru așa cum am făcut întotdeauna. Da? Dacă suntem de acord cu asta, amendamentul nu și-are rost. Sau îl reformulați cum v-a sugerat secretarul. Primarul va pune la dispoziție cu celeritate, într-un termen cât mai scurt. Este evident că doresc să respect drepturile tuturor consilierilor așa cum le solicită. Domnul secretar. Domnul Diaconu, Consiliul Local are importanța care o are și este majoră. Are atribuțiile pe care le are și sunt prevăzute expres în lege. Noi, tot aparatul ăsta de specialitate,
Nu cred că a fost vreun consilier local care a venit și a zis, domnule, vreau documentația cu tare, începând cu domnul Candești, termin cu domnul Guluță, și nu i s-a dat cu celeritate tot ce s-a cerut. Cu atât mai mult într-o astfel de problemă sensibilă, eu nu cred că cineva, din începând cu primarul și terminând cu ultimul angajat de la juridic, va face în așa fel să boicoteze dreptul dumneavoastră de apărare, dreptul dumneavoastră de informare. Dar dacă respectăm legea, legea spune foarte clar, Consiliul Local este autoritate deliberativă, primarul este cel care duce la îndeplinire hotărârii de Consiliul Local, iar un astfel de amendament ar încălca nu numai codul administrativ, dar ar face o subordonare directă a aparatului de specialitate care pe lege este subordinea primarului. Domn secretar, lucrurile astea le-ați mai spus de două ori, lăsați-o să spună și domnul Lupu, are ceva de spus. Bună ziua! N-aș fi intervenit pentru că, așa cum am putut observa, ședințele noastre se transformă mai mult într-o luptă de gherilă, într-o luptă de uzură. Uitați-vă, de exemplu, stăm la un amendament formulat de altfel de un coleg extrem de onorabil din acest Consiliu, fără practic a nuanța ce e important. Am să mă justific cumva față de colegul nostru, domnul Chirilescu, am să justific votul de abținere. Nu votez împotriva domnului Chirilescu, dar amendamentul în sine formulat de colegul nostru îmi creează senzația că induce o atmosferă de suspiciune a executivului, cum că acesta nu ar pune la dispoziție un act, un document oficial sau o altă sursă de informare prevăzută de lege, da? Și la care am avea acces cu toții din prisma funcției pe care o deținem. În altă ordine de idei, nu cred că trebuie să mai formulăm un amendament la ceea ce legea, legiuitorul, față de care suntem inferiori ca instituție, să o completăm cu astfel de amendamente. Repet, cred că din zel, din exces de zel, din dorința de a fi cât mai tehnic, domnul Chirilescu formează astfel de amendamente în exclusivitate de a fi ajutat în demersurile pe care le vom face în proiectul pe care dumneavoastră l-ați inițiat. Dar, în același timp, nu vreau să lăsăm să creăm imaginea că această autoritate, primăria, trăiește într-un climat de suspiciune și într-un climat de viclenie, dacă vreți. De asemenea, haideți să procedem concret la acest proiect pe care dumneavoastră l-ați inițiat, să discutăm concret pe el, pentru că toți de aici, până la urmă, avem aceeași funcție și, indiferent de care parte a baricadei, dorim să ieșim din acest impas, o premieră de altfel pentru Bacău, blocarea acestui buget. Apropo, mai rămâne să mai votăm și după articolul 5 și articolul 6, prin care toți funcționarii primăriei să vină să jure pe roșu și cu mâna pe Biblie că vor veni la servici, că vor respecta programul de lucru, că mai știu ce se mai întâmplă, că își respectă zilele de concediu, etc. Vă mulțumesc tare mult! Domnul Lupu, noi nu suntem într-o stare de normalitate. Ce a cerut domnul Chirilescu? A cerut numai pentru apărarea în proces. Da, pentru că domnul Bulai, da, deci dincolo, e prefectul nostru, dar e instituția prefectului. Domn primar, știm cine l-a pus, știm ce vrea să facă, știm, dar problema este următoarea, noi suntem fără buget, nu datorită amendamentului, datorită prefectului suntem. Nu este așa. Dar vă dați cuvântul. Da, vă dau cuvântul. Și fiind într-o anormalitate, noi trebuie să ne apărăm. În momentul când trebuie să ne apărăm acum, aceste date sunt numai legate de proces. Nu altfel. N-a cerut domnul Chirilescu, dați-mi datele de acum în 48 de ore, 4 ani de acum încolo. El a zis numai și numai pentru apărarea în proces. De asta susțin acest amendament a domnului Chirilescu. Da, domnule.
o să fac o referire la ce a spus scurt. Situația de astăzi, care are multe consecințe, o să le prezint pe larg și în spațiu public, dar aș vrea să vă informez și aici. De la întârzieri de proiecte europene, la probleme cu furnizorii pentru plăți, la lipsă de combustibil, la probleme la centrele de vaccinare cu alimentarea materialelor și multe altele. Această problemă este cauzată de faptul că s-a ajuns să aprobăm un buget nefuncțional, inoperabil, din punct de vedere tehnic. Semnale pentru acestea au venit din partea secretarului care nu a avizat de legalitate și din partea compartimentului de resort ale primăriei, care au enunțat aceste lucruri. Au existat 3 ședințe extraordinare pentru a îndrepta aceste lucruri. Chiar domnului voastră a spus că da, e posibil, s-au făcut erori, dar după ce le 3 ați refuzat să facem. Ulterior, instituția prefectului, nu prefectul în nume personal, a atacat din motive de legalitate hotărârea. Indiferent cum se va termina acest proces, indiferent, a doua zi vom avea în continuare un buget inoperabil și va trebui să-l rediscutăm. Pentru că există foarte mulți băcani care suferă în această cauză. Și cred că toți avem la suflet bunul interes al băcanilor. Eu vă lansez din nou invitații. Vinerea aceasta și stabilim împreună ora. Să ne vedem din nou aici, nu într-o ședință de consiliu, ci într-o întâlnire, dar publică, cu presă, cu oricine vine, în care să discutăm, fiecare consilier, fiecare grup, cum dorește, ce doresc la buget, față de proiectul inițial, așa cum vi l-am prezentat. Ulterior, dacă avem o întâlnire consistentă și fiecare spune ce vrea, eu voi modifica proiectul de buget așa cum vi l-am prezentat inițial și voi veni în fața noastră cu o hotărâre efectivă într-o ședință extraordinară prin care putem să adoptăm un buget legal și operabil. Pentru că introducerea aproape oricărui amendament trebuie să treacă printr-un proces cu aparat de specialitate. Deci ca soluție pentru a opri această situație și a repara lucrurile, eu vă invit vineri și vă rog să propuneți dumneavoastră ore la care ați vrea să veniți, la 1, la 2, la 3 și stăm aici cât e nevoie și spune fiecare, domnule, ce doresc la acest proiect, ce doresc să aduc și eu contribuții, că reprezint niște cetățeni. Ulterior, cu aparat de specialitate, cu juridicul, vedem ce se poate face în limitele bugetare și convoc ședința extraordinară în care putem să rezolvăm situația. Indiferent, repet, cum se va tranșa procesul, vom ajunge la acea situație în care va trebui să facem. Dar vor exista cu siguranță prejudicii, cum ar veni faptul că nu o să putem să plătim mai facturi, el o să aibă majorări și penalități, etc. Plus oprirea probabilă a unor servicii publice. De asta vă fac o invitație publică acum, vineri, și vă propun chiar de acum, ora 2, să ne revedem aici cu toții. Dacă vă aveți altă oră propunere, vă rog să o faceți. Și să discutăm acest lucru, să stăm aici până rezolvăm situația și apoi voi veni cu un alt proiect de buget integrat cu toate dorințele dumneavoastră. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Manolache. Păi n-a luat niciodată domnul Manolache. Da, mulțumesc domnule președinte de ședință. Urmează domnul Chirilescu. Nu aveam nicio intenție să intervin astăzi, considerând că putem să demonstrăm că avem un timp acordat acestei ședințe de Consiliu Local, dar din păcate intrăm tot în logica campaniei electorale. Domnul primar se simte confortabil. El nu realizează încă nici acum, după 7 luni de mandat, că este primarul municipiului și are atribuții serioase și are în același timp responsabilități de care ar trebui să țină foarte serios, ceea ce nu prea se vede la dânsul. Astăzi, în această ședință, ne aflăm datorită faptului că dacă am fi fost tratați cu respect din partea aparatului administrativ, am fi fost informați despre comunicarea instanței și, bineînțeles, puși în posesia acestor informații ca să putem face demersurile mai departe, ceea ce nu s-a întâmplat până la ora la care noi suntem în ședința de Consiliu Local. Doi, vreau să-i aduc aminte domnului primar că campania a trecut. Dintr-un cavaler al dreptății și al legii, a devenit un personaj arogant și frustrat, neputincios și acest lucru determină să se comporte de maniera asta, ceea ce noi nu o să-i permitem, iar dacă bugetul astăzi se află în situația de a fi suspendat, s-a suspendat datorită faptului că a fost atacat în instanță de prefectul Bacăului, de nimeni altcineva. Dacă domnului primar și executivului păsa de Băcăoane și de Bacău, cu siguranță
găsea o altă formulă de îndreptare a acestei situații și nu ajungea bugetul să fie atacat în instanță și suspendat în același timp, ca să nu poată exercita bugetul de pe anul 2021 actual executiv. Așa că, domnule primar, lăsați lacrimile, băcăoanii v-au înțeles că de fals sunteți, noi v-am înțeles de mult, vă rog să ieșiți din cheia asta a manipulării și a minciunii și să treceți la treabă, cum v-am solicitat-o și până acum. Așa că, domnule președinte de ședință, nu vreau să merg mai departe, că nu vreau să omor din timpul dumneavoastră care l-ați alocat pentru întâlnirea de astăzi, pentru a delibera, vă rog să propuneți spre vot Consiliul Local amendamentul colegului Chirilescu și să votăm proiectul de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Chirilescu. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte scurt, vreau să-i răspund domnului primar și apoi colegilor care au intervenit. Domnule primar, situația din acest moment vi se datorează în totalitate. Vreau să vă aduc aminte că în încăperea alăturată, acum aproape 2 săptămâni de zile, ne-am întâlnit cu toții, ne-am așezat la masă și v-am cerut un răgaz până ziua de marți, următoarea săptămână, zi în care să convocați o nouă ședință de Consiliu extraordinară și să rezolvăm toate problemele care erau de rezolvat. Dumneavoastră ne-ați atras atenția chiar pe un ton imperativ în acea ședință, ați țipat la noi și ne-a spus că nu veți accepta o altă ședință pentru a rezolva problema. Noi n-am uitat, domnule primar. Deci să veniți acum și să cereți dumneavoastră rezolvarea, că noi am cerut-o, iar dumneavoastră practic ați dat foc în ghilimele orașului prin atacarea în instanță a bugetului, mi se pare puțin ilogică la atitudinea pe care ați avut-o. Nicio problemă, să termin și după aia interveniți dumneavoastră. Dar aș vrea să revin, deci asta e ca replică la ceea ce a spus. Dumneavoastră sunteți vinovat pentru faptul că bugetul este atacat în instanță, nu Consiliul Local care v-a oferit posibilitatea să rezolvăm această problemă. Revenind la motivarea acestui amendament, vreau să explic foarte clar de ce este necesară această formulare. Este necesară deoarece avem un precedent, chiar mai multe. În primul rând, nu am primit nici până acum răspunsul pe 544 și pe articolul 218 din Codul Administrativ, prin care am solicitat documentele care au stat la baza generării acelor erori. Nu le-am primit. Nu am niciun răspuns de la Primăria Bacău după peste 2 săptămâni de zile. 2. Ați primit adresa care a fost generată pe data de 5 din partea Tribunalului Bacău, ați înregistrat-o pe data de 7 și ne-ați comunicat-o pe data de 11, la 4 zile distanță. Cred că e destul de elocventă situația și putem să avem această suspiciune că nu suntem corecți și că nu reușim să comunicăm din punct de vedere administrativ și din punct de vedere al punerii documentelor la dispoziție. În același timp vreau să mai precizez un lucru. În acea adresă este stipulat un termen de 25 de zile care curge de la data comunicării, adică din data de 7. Noi mai avem 21 de zile. Dacă nu specificăm printr-un amendament un termen maxim de comunicare, lăsăm la latitudinea executivului și aparatului de specialitate să ne comunice când dorește sau când vor considera dumnealor că e oportun și necesar să ne comunice documentele respective. Și nu vom mai putea să ne asigurăm apărarea în ceea ce privește bugetul municipiului Bacău atacat în instanță. Acesta este motivul pentru care am formulat amendamentul, pentru a asigura un termen minim și maxim de răspuns, astfel încât să existe toate documentele necesare pentru a ne constitui apărarea. Nu este nicio solicitare ieșită din comun. Este de bun simț și cred că toată lumea este de acord cu mine din punctul acesta de vedere. Am vrut să motivez acest lucru, să fie foarte clar. Nu este o fantezie a mea sau nu e o dorință a mea să mă răzbun pe cineva. Avem nevoie să instituim un termen maxim de furnizare a documentelor care să fie respectat, astfel încât să ne asigurăm apărarea. Asta este tot. Amintiți un nume, eu sunt obligat să-i dau cuvântul acelei persoane, pentru că-i dreptul la replică. A spus domn primar, trebuie să-i dau cuvântul domn primar.
A spus domnul secretar, trebuie să-i dau cuvântul domnul secretar, pentru că asta e normal și este un principiu al democrației. De aceea, dacă vreți să vorbiți la general, una, dacă vreți pe nume, trebuie să dăm cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, ședință. Domnule consilier, stimați consilieri, vă reamintesc că aveam atunci un termen limită de depunere în termen legal al bugetului. Am convocat 3 ședințe extraordinare. La ultima, chiar nu ați spuneați, domnule, n-a luat nimic a foc, acum ați inversat lucrurile. Oricum ar fi ce a fost, nu mai contează acum, fiecare poate să explice băcăoanilor cine e vinovat. Păi nu mă interesează acest lucru, mă interesează să rezolvăm problema. Deci reiterez o invitație publică. Vineri la ora 2 vă aștept aici. Vă comunic din nou proiectul de buget, așa cum a fost conceput și gândit alături de administrația actuală. Și vă aștept pe fiecare să veniți cu propuneri din partea cetățenilor pe care îi reprezentați și ce doriți. În urma acestor propuneri, voi convoca o nouă ședință extraordinară să încercăm să rezolvăm problema. Oricum vom ajunge acolo, mai devreme sau mai înainte. Dacă o facem mai înainte, va fi fără costuri și fără prejudicii aduse și băcăoanilor și municipalității, etc. Deci vineri la 2 vă reaștept aici și este o invitație publică pentru a dezbate bugetul domnul local. Are cuvântul domnul Candet. Stimați colegi, cred că ar fi bine să ne reamintim că ordinea de zi are un singur punct și un singur proiect. Discuțiile au divagat. Și i-a apăsat. Eu aș vrea să-mi exprim opinia potrivit căreia discuțiile relative la un buget care se află într-un litigiu înregistrat pe rolul unei instanțe de judecată competente nu se pot face pe calea unei invitații publice la care să fie și presa și în condițiile în care ni se prezintă iarăși un proiect de buget după cum vrea numai executivul. Eu aș vrea să vă reamintesc că la ședințele care au fost pomenite aici de către șeful executivului, nu vreau să pomenesc nume ca să nu isc replici, da? Da. În aceste condiții, da, nu s-a găsit nicio soluție pentru amendamentele noastre. La cele 3 ședințe, singura soluție care a fost viabilă a fost anularea HCL-ului prin care s-a aprobat bugetul local, da? Și pronunțarea unui nou HCL, da? Potrivit bugetului prezentat de executiv și fără niciun amendament de la opoziție. Dacă punem problema în cheia asta, lăsați. La a doua ședință ați venit într-adevăr, pe aici, pe acolo, ați cârpit la bursele studenților unde n-aveați de ales. În rest, nu. De asemenea, în ceea ce privește transparentizarea executivului primăriei față de către consilierii locali, în condițiile în care cheile care constituie tot atâtea greșeli de încărcare a bugetului în programul informatic, nu le-ați comunicat nici în ziua de azi. Noi nu știm unde anume s-a greșit, dacă ziceți dumneavoastră că s-o fi greșit. Nu știu. Lucrurile astea eu cred că excep ordinei de zi și n-aș vrea să discut mai mult de atât. Dacă dumneavoastră doriți să soluționăm acest litigiu, atunci convocați într-adevăr o ședință de Consiliu Local care poate fi ordinară, extraordinară, de îndată, cum o doriți dumneavoastră, în care să ne comunicați soluțiile pe care le-ați găsit pentru amendamentele noastre. Nu faptul că doriți să renunțăm la amendament și pe aici, pe acolo, facem câte o cârpeală după cum convine sau nu executivul. Deci amendamentele astea, dacă s-a greșit pe undeva, trebuie să aibă niște soluții de corectare. Calea nu este în niciun caz renunțarea la amendamentele noastre, cel puțin nu atâta timp cât suntem într-un litigiu. Deci calea legală, asta este. Convocare de ședință cele. Dacă doriți să vă sfătuiți, mă opresc eu, nu. Așa, revenind la oile noastre. Fără doar și poate că avem un amendament care este discutat, discutabil, nu știu, din partea domnului Chirios. Mie personal mi s-a părut clar, dar poate că, nu știu, eu văd lucrurile altfel. Suspiciunea asta care s-a aruncat în ceea ce privește comunicările este susținută, într-adevăr, de faptul că citația primită și înregistrată fie și cu 2 zile mai târziu, n-a fost urmată de o convocare a unei ședințe de îndată de către executiv, așa cum ar fi fost normal. Executivul era cel care trebuia să convoace această ședință, nu noi. Noi am aflat din presă că prefectul județului Bacău a atacat HCL-ul și ne-am luat măsuri ca urmare a publicației. Nici de cum a faptului
că executivul, primind citația, și-a îndeplinit obligația legală de a aduce la cunoștința deliberativului faptul că este un proces și că trebuie să ne apărăm în proces potrivit normelor legale, nu potrivit faptului că vrem sau nu vrem noi. E, în aceste condiții, amendamentul domnului Chirilescu vine, într-adevăr, nu ca să adauge la atribuțiile secretarului, ci ca să fixeze în condiții de litigiu un termen prefix în care trebuie să făcute actele de procedură, de 48 de ore, care, după părerea mea, nu-i mic, nu-i nici mare. Pentru că într-un litigiu se pot invoca, într-adevăr, niște chestiuni urgente care trebuie soluționate de îndată, iar avocatul probabil care va fi angajat pentru Consiliul Local în acest proces nu va avea acces să ceară executivului ceva în mod direct. Prin urmare, acestea trebuie cerute de către clienți, care suntem noi, Consiliul Local, și cei din opoziție și cei de la guvernare, că mandatarul se va determina prin vot, da? Și este al tuturor, că noi toți suntem Consiliul Local, indiferent cum am votat sau n-am votat bugetul, sau ne-am abținut. Și atunci e nevoie cu celeritate să ducem acest proces, firește, dacă dorim să-l terminăm repede. Dacă nu dorim să-l terminăm repede, atunci răspundem potrivit legii în 30 de zile, autoritatea publică răspunde, după termenul de judecată eventual, și se va ajunge la un rezultat care oricum nu va conveni uneia dintre părți. În ceea ce privește rezultatul procesului, nu mi-aș da cu presupusul. Fără îndoială că cel care a făcut demersul inițierii acestui proces și-a făcut toate calculele și-a luat în calcul toate ipotezele de lucru și ce câștigă și ce pierde și așa mai departe. O să vedem ce se câștigă și ce se pierde în acest proces. În aceste condiții, eu găsesc că amendamentul domnului Chirilescu este corect. Dacă mai sunt înscrieri la cuvânt, eu vreau să le ascult. Dacă nu, să supunem la vot să mergem mai departe, n-are rost să soluționăm problema bugetului în ședința asta, că nu-i pe ordinea de zi, din câte știu eu. Vă mulțumesc. Domn secretar, cereți, dar scurt, că... Eu nu am făcut o critică la solicitarea de celeritate. Eu, critica a fost doar pe codul administrativ, cine duce la îndeplinire hotărârile de Consiliul Local. 2. Referitor la susținerea domnului Chirilescu cu legea 544, nu s-a depășit termenul. Problema este că întrebarea dumneavoastră sau solicitarea dumneavoastră necesită adunarea de date și informații de la toate compartimentele. Da, e o procedură. Pentru că cel care răspunde 544 respectiv, eu în principal pe lege, eu nu pot să dau de la mine din burtă niște informații care nu trebuie să-mi fie furnizate. De asta legiuitorul a prevăzut un termen de 30 de zile, de 5 zile, de 10 zile. Dar de asta dumneavoastră, în calitate de consilier local, în momentul când veniți la mine și solicitați o informație, nu o să vă spun niciodată și nu v-am spus niciodată 30 de zile, 10 zile. Dacă le-am avut, le-am dat pe loc, dacă nu, le-ați primit imediat. Deci celeritatea ați avut-o întotdeauna. Celeritatea ați avut și la comunicarea acțiunii prefectului. În ziua în care s-a primit la primăria Bacău acțiunea prefectului și în conștiințarea că s-a atacat, vi s-a trimis această acțiune. De asemenea, ba da, vi s-a trimis pe mail, domnul, pe 5 mai s-a trimis la toți consilierii, ajung imediat și la citație. Materialul de la instanță, împreună cu toate documentele, au ajuns vineri. Pe 10 mai, când au venit mandatarii dumneavoastră să depună proiectul de hotărâre, m-au găsit în birou cu departamentul juridic, care exact problema asta vroiam și o tranșăm. Și discutam, facem noi întâmpinare în numele Consiliului Local și o punem, supunem aprobării? Ceea ce nu ar fi fost corect, pentru că poate că opinia dumneavoastră a Consiliului Local este alta față de departamentul juridic care reprezintă primarul. Și de asta am și zis celor care au venit să depună materialul, chiar vă mulțumesc și aveți toată susținerea. Și cred că am dat dovadă că ați avut toată susținerea în convocarea acestei ședințe, pentru că până la urmă este rolul aparatului de specialitate să împlinească și să suplinească toate procedurile. Domn secretar, am înțeles punctul de vedere al dumneavoastră. Domnul candidat, aveți o completare, da? Da, domnul
domnule președinte, am uitat să spun ceva, că s-a pomenit aici că nu secretarul, că primarul, cine e executiv, cine e nu știu ce. Eu nu știu dacă e cazul ca într-o situație ca asta, care după mine nu e atipică, e o situație tipică asta. Problema este într-adevăr atipică, că nu s-a aprobat un buget și suntem în proces, dar divergența este tipică unui consiliu local. Ar fi și culmea să ne întâlnim aici și să ridicăm toți mâna că vrem să facem nu știu ce. Nu se poate așa. Deci, revin, în economia codului administrativ și așa cum interpretez eu legea cât mă duce pe mine mintea, executivul este supus deliberativului. E valabil și pentru administrația publică, e valabil și pentru societatea comercială, e valabil și pentru regia autonomă de stat, e valabil și pentru orice altă entitate de lucru. Prin urmare, că ne ascundem aici că ar trebui să dea primarul, că ar trebui să dea secretarul, e o falsă problemă care nici nu cred că merită răspuns. Deci, în general, executivul, din punctul meu de vedere, prin secretar, că nu o să stea primarul acum să semneze nu știu ce hârtii procesuale, ar trebui să pună la dispoziția consilierilor locali toată documentația. Dacă dumneavoastră vreți să numim expres primar în acest amendament, până la urmă nu mă deranjează. Și primarul face parte din executiv și este subordonat consiliului local care este deliberativ, orice s-ar spune. Nu putem interpreta legea invers. Prin urmare, eu cred că nu deranjează foarte mult, nici dacă spune secretarul, nici dacă spunem cu termen generic executivul primăriei va comunica, dacă spunem printr-o persoană anume, prin secretar, nu știu de ce deranjează, și așa mai departe. Nu știu nici de ce deranjează termenul ăsta de 48 de ore. Până la urmă, dumneavoastră, vreți procesul ăsta să se lungească sau vreți să se scurteze? Eu, după mine, cred că ar trebui judecat la primul termen de judecat. Dar dacă dumneavoastră vreți să atârnăm așa de acte, să răspundeți, până la urmă ne putem duce la instanță, că am făcut adresă, n-ați dat răspuns, mai dă un termen și încă un termen, cât ar putea să dureze procesul ăsta? Și să știți că sunt și modalități artificiale de a lungi procesul. Dacă vreți într-adevăr să ajungem până într-acolo, o să ajungem până într-acolo. Eu tot mai aștept să știți o convocare la o ședință care să dezbatem bugetul ăsta în concordanță cu amendamentul formulat. Da, mulțumesc. Domnul Chirilescu, înțeleg că vă mențineți amendamentul și vreau să îl supun la vot acum. Cine este pentru amendamentul domnului Chirilescu? Împotrivă? Abțineri? 8 abțineri. 8 abțineri, 12 voturi pentru. Amendamentul a fost votat. Continuăm cu proiectul în sine. Domnul Șova, aveți cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Voi fi scurt în ideea bunăvoiței de care vorbea domnul primar. Executivul primăriei și salariați, într-adevăr, au bunăvoință și îi cunosc pe majoritatea. Nu am încredere în bunăvoința noastră, domnule primar. Colega mea, doamna consilier Dinu și eu, am depus o adresă din data de 27-a 4-a și cred că nu trebuie să treacă acel termen de care vorbea domnul primar pentru a primi răspuns, domnul secretar, îmi cer scuze, pentru a primi răspuns. Dacă vreți, vă dau și numărul adresei, domnule secretar. Face referire adresa. O să vedeți dumneavoastră în adresă, domnule. Era o solicitare prin care, vis-a-vis de bugetul Bacăului, domnule secretar. 131.130 din 27-a 4-a. Bun, și domnul consilier, ce ar însemna, dacă faceți o solicitare pentru care au trecut 10 zile, ce ar însemna așa să aveți încredere? Trebuie să fie în 7 zile, în 8 zile sau în termen legal? Pentru că faceți niște acuzații, spuneți, adică aveți un standard de aur dincolo de lege? Nu știu, pe solicitarea asta cu siguranță este în lucru. Dar să veniți să spuneți la o solicitare care încă este în cadrul legal, când aveți încredere pentru că sunt câteva zile și nu ați considerat că e mai mult, mai puțin, să numărați și weekendurile, așa cum a făcut și domnul Chirilescu, nu mi se pare un lucru de colaborare. Eu vă pot asigura, dacă ați depus cererea cum că este în lucru și o veți primi în cel mai scurt timp. Nu stă nimeni să ia corespondența și să o întârzi în funcție de culoarea politică sau de altceva. Era vorba despre bugetul municipiului Bacău, domnule primar. Da, concluzia este simplă. Intervenția colegului meu tocmai demonstrează faptul că amendamentul domnului Chirilescu și are rost. Corect.
Da, doamna Ciobanu. Am și eu un amendament. Așa. La articolul 3. Da. În temeiul prezentei hotărâri, mandatarul Consiliului Local Bacău poate proceda la contractarea serviciilor de asistență juridică cu un avocat care să reprezinte. Aș vrea să, dacă se poate, să renunțăm la cu un avocat, ci în condițiile legii. Poate e o casă de avocatură, o firmă de avocatură, nu știu. Deci asta vreau să vă propun, în loc de cu un avocat, să fie în condițiile legii. O virgulă, da. Candet, fiind de specialitate, stați un pic, fiind de specialitate și în domeniul juridic, eu aș vrea să, cum, dacă acest amendament al doamna Ciobanu, cum ar trebui să sune sau n-ar trebui să sune deloc? Deci, din punctul meu de vedere, dacă înlocuim termenul de avocat cu în condițiile legii, un contract de asistență juridică, punct. Cam așa ar veni. Un contract de asistență juridică în condițiile legii, care nu spune nimic. Din strict tehnic, da? Avocații sunt organizați în cabinete individuale, cabinete asociate și societăți de avocatură, nu case de avocatură, cum greșit se utilizează media. Termenul de avocat poate desemna oricare din cele trei forme. Noi nu ne-am gândit până atâta de departe să aducem nu știu ce casă de avocatură de pe la București sau societate de avocatură. Probabil vom angaja un coleg de-al meu de aici, un avocat, care să ne reprezinte interesele. Până la urmă nu e cine știe ce e. Proces mai mult faima, în rest nu cred că necesită nu știu ce pregătire. Da, deci din punctul meu de vedere, eu cred că este bine să lăsăm așa cum s-a formulat amendamentul, nu trebuie să vă sperie forma în care este organizat entitatea de avocat respectivă, nu are nicio legătură. Referitor la amendamentul de la doamna Ciobanu, da? Ar putea, dacă doamna consilieră formulează, să fie un avocat, virgulă, în condițiile legii, virgulă, care să reprezinte. Cred că asta e esența. Nu știu, eu aș zice să punem așa ca să... Dacă nu aveți nicio obiecție și doamna consilier vrea să reformuleze... Da, deci rămâne așa, cu un avocat, virgulă, în condițiile legii. Dacă nu mai sunt discuții, aș vrea să supun la vot amendamentul doamnei Ciobanu. Nu cred că domnul candidat a auzit cum a reformulat doamna consilieră. Ați auzit? Că a reformulat cu un avocat, virgulă, în conținerea legii, virgulă. Deci nu mai înlocuiește, ci adaugă la asta. Deci nu este decât un pleonas, domnul primar. Nu poate fi un contract de asistență juridică cu un avocat altfel decât în condițiile legii. Nu știu, dacă dumneavoastră știți, să-mi dați un exemplu, un contract de asistență. De unde contractați asta? Cum contractați? Cu ce buget? Când noi avem bugetul suspendat. Da, v-a cerut cineva bani? Ok, am propus un amendament. Îl votăm, îl aprobăm sau nu? Eu trebuie să pun la îndeplinire această hotărâre. Eu trebuie să duc la îndeplinire această hotărâre. Da. Nu dumneavoastră duceți, mandatarul nostru. Nu aveți nicio legătură dumneavoastră cu hotărârea. Și cine semnează cu mandatarul? Poftim? Cine semnează? Cu cine? Hotărârea de Consiliul Local îl împuternicește pe mandatar, dacă, nu dumneavoastră. Face rău dacă scriem explicit în conținerea legii? Face rău? Sau e doar o prevenție? Supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Deci, împotrivă, 3 era pentru abțineri și avem 2, 4, 5 abțineri, 3 pentru, 5 abțineri. Amendamentul n-a trecut. Propunerile pentru mandatar. Vă rog să faceți propuneri. Domnul candidat.
Eu îl propun ca mandatar al Consiliului Local pe domnul Laurențiu Șova Gâțu. Da? Buletin de vot. Numele, bine. E foarte bine. Ce, care vă rog să comunicați? Domnul Candet, o adresă de comunicare, adresa dumneavoastră, domnule Șova. Da, domnule președinte. Am înțeles. Ne-o dați? O veți cu aparatul de specialitate. Păi acum, o să o dea acum. Dă-o acum, nu da la mine. Adresa de mail, ce să vă dau, doamna Tamba? Adresa fizică. Veniți și dați... Ok, ok, eu voi da personal ca să nu existe pe oameni. Veniți acum, domnul Șova. Oricum apare în hotărârea de Consiliul Local. Da, dar vom blura. Ba da. Cum nu trebuie să apare? Păi, face este Consiliul Local, domnul Șova Gâțu. A, vom blura, normal. O vom blura, am spus chestia asta că o vom blura. Păi și cum, adresa de corespondență pentru celelalte contracte pe care le încheiem în Consiliul Local este plurată în vreun fel? Haideți. Vorba de chestiunea asta. Da, da. Deci vreau să vă amintesc că vorbim totuși de Consiliul Local, autoritate publică deliberativă. Deci Consiliul Local care hotărăște ca actele de procedură să fie comunicate la o adresă privată. Dar oricum la adresa dumneavoastră nu vine, vă spun de pe acum. Domnul Lupu, voiați până când se completează acolo, vreau să mai spuneți ceva. Până se tipăresc buletinile sau... Eu aș vrea să mă lămuriți. Poate nu am cunoștințe juridice necesare ca să elucidez enigma de astăzi, de asemenea nici retorica și nici elocința domnului coleg Candet. Haideți să ne înțelegem. Noi astăzi, când discutăm, la ora asta, Consiliul Local are calitate de părât în instanță. E corect? E corect. Să înțeleg că noi astăzi, noi nu suntem reprezentați în instanță de nimeni? Nu, astăzi. Bun, perfect. Din cutumă, din experiența anilor precedenți, da, de consilieri, în relația cu executivul, noi întotdeauna, ca și consilieri local, am mandatat, de regulă, primarul ca să reprezinte Consiliul Local, primarul prin instituția sa, da, prin aparatul de specialitate. Numai un pic, domnul președinte. Eu numai o precizare. Dacă ne vedeți urât, să nu ne vedeți și proști. De acord, domnul președinte. Deci n-are rost. Eu vă ascult pentru că... Noi nu ne copilărim aici. Două secunde. Adică, despre ce vorbim? Aveți impresia că bugetul ăsta a ajuns în instanță că au vrut consilierii din opoziție? Domnul președinte, eu am avut senzația că măcar dumneavoastră am schimbat un președinte tocmai, mă rog, la termen, dar lăsați-mă să-mi spun și eu nedumerirea. Deci, astăzi nu suntem reprezentați, corect? Bun. Eu am înțeles că acest Consiliu Local a mandatat de regulă în toate litigiile, în toate, eu știu, faptele de comerț sau etc., primarul. Eu nu înțeleg acum un aspect. Dacă noi acum angajăm o casă de avocatură sau avocat, cum a fi rămas prin amendamentul anterior, care este sursa bugetară
și la care capitol facem referire din bugetul astăzi suspendat. Pe de o parte, să înțeleg că viitorul mandatar care va angaja Casa de Avocatură va face un act oneros, va băga mâna în buzunar la dânsul, va plăti, vom plăti noi aici ca bunii cetățeni ce suntem. Nu mai lungim. Vă dă răspuns, domnul Șova. Vă rog. Ați ridicat mâna. Da. Nu veți plăti dumneavoastră, fiți sigur, domnule Lupu, vom plăti noi cei 12 consilieri locali care am semnat acel amendament, care am votat acel buget. Vom acea spus. Hotărâre. Noi ne apărăm hotărârea 111. Tocmai v-am explicat. Domnul Lupu, ce înțelegeți dumneavoastră prin surse de finanțare? E vreo sursă de finanțare specială pentru asistența juridică în procesele în care s-a supus anulării hotărârea de Consiliu Local prin care s-a aprobat un buget? E vreo sursă de finanțare, știți dumneavoastră? Deci angajările de cheltuieli le face deocamdată mandatarul pe care noi și cum se va desocoti mandatarul cu mandantul său care e Consiliul Local se va rezolva pe o cale ulterioară. Ăsta este răspunsul, dacă îl doriți. Dar de ce nu avem un reprezentant din primărie ca să ne reprezinte în Consiliul Local? Domnul Lupu, dar cum ați vedea dumneavoastră un proces între prefect și primar? Ce să meargă primarul acolo? Să spună că e de acord cu anularea hotărârii? Chiar nu... Eu înțeleg că nu aveți cunoștințe juridice, dar cât de cât, totuși... Nu credeți că ar fi un conflict de interese între primar și prefect la o asemenea reprezentare după dumneavoastră? Eu nu știu ce insinuați dumneavoastră. Numai un pic, domnul Lupu, are cuvântul domn primar. Da. Deci ceea ce spune domnul Lupu este corect. Așa cum pentru a primi informații, aparatul de specialitate a primarului stă la dispoziție, aparatul de specialitate primarului, direcția juridică, juriștii de acolo, care reprezintă deja în multe specii Consiliul Local, vă stau la dispoziție și vă puteți alege dintre ei. Dacă dumneavoastră alegeți altă cale, să fiți reprezentați de altcineva, ce este legal, foarte bine procedați ca atare. Dar aveți și această opțiune de care domnul Lupu vă spune, să folosiți juriștii din aparatul de specialitate al executivului. Domnul Ghinghe, și aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Aveam două întrebări. Care este baza legală în care anumiți consilieri locali mandatează o persoană care să încheie un contract de asistență juridică sau cum e să spune, ce să reprezinte până la urmă forul deliberativ public al municipiului. Deci un contract privat din bani privați. Cine a votat bugetul, domnul? Este... Nu, deci am pus o întrebare. Consiliul local care este baza legală? Are dreptul să se apere? Deci, ba da. Dar Consiliul Local, din nou, Consiliul Local este autoritate lucrează publică. Lucrează cu majorități, domnul, lucrează cu majoritatea. Dar acum... Deci Consiliul Local este dat în judecată o hotărâre a Consiliului Local și vrem să ne apărăm. Și a doua întrebare, care sunt acele interese proprii invocate în proiectul de hotărâre? Pentru că în proiectul de hotărâre, deci titlul proiectului de hotărâre acesta este, în vederea reprezentării intereselor proprii. Deci 12 consilieri locali au inițiat un proiect de hotărâre care așa se numește, în vederea reprezentării intereselor proprii. Și ar vrea să știu și eu care sunt interesele astea proprii ale consilierilor locale. Interesele proprii sunt reprezentate... Domnul Ghingheș, dumneavoastră în cale... Păi n-am terminat întrebarea. Întrebarea de asta. Păi nu, că ați dat... ați pus întrebarea. Care este cadrul legal odată și ați mai pus... Care sunt interesele proprii invocate, că ăsta e titlul proiectului. Corect. Domnul Candet, aveți cuvântul. Da. Domnul Ghingheș, în calitatea dumneavoastră de viceprimar și de absolvent a unei facultăți de administrație, eu mă așteptam să nu puneți aceste întrebări, vă spun sincer. Deci când discutăm de interese proprii și discutăm de Consiliul Local, discutăm de entități care lucrează cu majorități de voturi și ne raportăm la întreaga entitate, chiar și la dumneavoastră, ăștia care votați împotrivă sau vă abțineți. Interesul nu e interesul lui Candet sau nu știu cărui consilier local care a votat pentru. Interesul este a Consiliului Local să-și mențină hotărârea de buget. Așa se pune problema în drept. Dumneavoastră, dacă puneți problema politică, este altă treabă. Nu știu cum ați vedea dumneavoastră reprezentarea Consiliului Local, chiar aș fi curios să ne spuneți. În afară de împuternicirea primarului, care văd că domnul Lupu ne-a pus-o pe masă acum și care evident nu poate fi luată în discuție din motive pe care le înțelegem,
lesne, da? Spuneți-ne acum cum s-ar putea apăra acest Consiliu Local dacă nu dă o hotărâre prin care să împuternicească o persoană. Cu majoritate, e adevărat. Nu cu totalitate, nu cu unanimitate, cu majoritate. Dar avocatul ăla nu apără numai consilierii care au făcut azi proiectul. Avocatul apără tot Consiliul Local și interesul Consiliului Local este să-și apere hotărârea. Deci eu am primit răspunsul la dumneavoastră. Interesul propriu al acest, mă rog, rezultat este menținerea hotărârii de Consiliul Local. O hotărâre, mă scuzați puțin, o hotărâre de Consiliul Local care, din nou, nu este operabilă, care nu poate fi înregistrată la ANAF și care ne-a dus în acest blocaj. Deci tocmai acum ați spus, menținerea hotărârii de Consiliul Local, ăsta e interesul propriu invocat. Deci nu legalitatea ei, nu să mergem înainte ca municipalitate și să avem un buget operabil. Și mai aveți o întrebare? Era întrebarea cu baza legală. Este. Domnul Chiciu. Un singur aspect. Legalitatea o stabilește, domnul viceprimar, legalitatea o stabilește doar instanța, nimeni altcineva. Dumneavoastră aveți o apreciere subiectivă, cum și noi avem o apreciere subiectivă. Punct. Domnul Diaconu, ați ridicat mâna. Da, domnul președinte, hai, disterinăm o dată, gata buletinile astea, văd. Domnul viceprimar plânge, ducă să strângă câinii de pe stradă, are altă treabă. Că nu noi am blocat bugetul, da? Acum să plânge când avem buget. Și o dați seama că arunca primăria și orașul în aia. Hai, disterinăm o dată cu bâlbâielile astea, să trecem la vot și cu asta basta. Stimați consilieri, am mai dat drumul la dialog până când s-a terminat. Deci, doamna președinte, vă rog, colegii de la numărătoare, haideți ajutat-o și pe doamna consilierul urban să împărțiți buletinele de vot, da? Da. Eu am o întrebare așa, dacă actele de procedură care prezumat legal este reprezentant Consiliul Local ajungă la acasă la o persoană privată, ceilalți 11 consilieri, în ce termen o să li se pună la dispoziție asta? În 48 de ore? Deci... desemnează o persoană chiar dacă e singură. Proiectul de hotărâre... domnul privată? Huluță! Domnul Huluță! Da. Proiectul de hotărâre care generează tot demersul ăsta a fost votat deschis. Persoana care este desemnată este asumată public. Da. Deci nu este o persoană privată, este o persoană publică. Prin urmare, de ce să votez deschis? Refuzați! Secret? Dumneavoastră faceți ce doriți. Dacă mai sunt buletine de vot, vă rog să le aduceți. Da?